O terminăm de tot iar. Bă, lasă-mă! Că nu stau nervos deja! Vă certați din cauza mea, Doamne, ce drăguț! Nu e din cauza pe mine vă certați, cred. Du-te la sluga ta, singura ta slugă! Bravo, Adriana, ești femeie șmecheră, știi să te descurci în viață. Bravo. Dar nu e adevărat, nu mi-a făcut nimeni. Dacă ei sunt bravo, care e problema? Dacă am tăcut până acum, asta nu înseamnă că nu pot să vorbesc. Asta înseamnă că n-am vrut să comentez despre toată lumea și am avut bun simț. Dar de aici nimeni nu are bun simț cu mine și nu o să mai am nici eu. Cât ce ai? Ca mine. 39. Cât? Și vorbești. Nu mă duceam la blamă. Și unde te duci? Mă așezam aici. Tu te așează, stai acolo. Vine și stai. Ai, pe bune. Te prostești, oprește-te. Și vezi cum vorbești. Fiecare în casă aleg. Că mi-e rău, nu mai pot să stau să alerg după tine. Stai, stai, te pup. Să nu te aud. După aia pe tine te aud. Hai, Radu, că te prostești! Radu, de ce s-au dus fetele acolo când ele n-au cerut voie? Da, frate, pentru că nu e corect! O fi gazică ta, da, pe bună! Pe ea nu o pedepsești, că e iubita ta, nu? Du-te că nu vii la mine! Stau după aia iar să se țină la după tine și eu după tine! Bă, bune, tu vrei să fii desfatica zi! Zi! Și la ce vii aici? Mă doare capul, nu mai pot să stau fără casa cum țipă, fusei afară până acum în casă, că chiar și nopțele. Stai afară, chiar ești tu. Nu, tu. Stai afară. Fusei afară. Păi dacă tu vii și te duci iar vezi mă țin după tine, dar ce sunt eu? Păi mă țin toată ziua după tine, fac un paznic cu tine. Dacă mă urlă asta, nu mai pot să stau, ceru-i voi la cameră să vină acolo. Fac un paznic cu tine și cât mă țin după tine? Erai pe colegi, dar tu l-auzi pe la ce spun, mă l-auzi pe la ce spun. Nu ascultai că nu fusei înăuntru. Larisa! Și ăsta e teatru ce fac acum, numărul ăsta l-am văzut în fiecare zi. Uite-te în spate să vezi ce fac ei doi. Uite-te în spate. Se ceartă, da? Mâine se împac. Tirez pe mine la fel, vin să te ceartă. Bă, m-a săturat de circul ăsta, două... Tu ce mă aminte de gală? Cum l-a făcut Adelina cum, pe Radu și Radu pe Adelina. Și chiar noi am aplaudat-o pe Adelina, felicitându-o că și-a dat seama cine e Radu. Iar ei joacă da, în care continuare e cu sucoața albă, se vede că-ți vorbiți dinainte, să vorbesc asta, să te se facă. Să ne sesizăm, să dăm în ei și ei să pice bine, știi? Adică să se victimizeze fiecare zi despre ce vorbim. Și știe atâtea detalii. Exact! Auzi, Nicolșor, te zic fetele! Ne apară și aici vin și se mai și se jignesc pe bune. Frate, deci eu vreau să le dau exact. Pe astea, că nu am, Ianina, am văzut că m-ai înjurat și mi-ai dat vlog. Zi-mă că să discute subiectul. Vorbim mai târziu. Hai să vorbim în altă parte. Nu am chef, stau cu iubita mea, nu stau cu tine. Când pleacă ea, Adelina, vină încoace, că vreau să te iau în brațe. Serios. Dacă mergem acolo, mergem cu toții. Hai să mergem cu toții. Așa. Hai să vorbim. Zi. Când? Na, stau pe paznică? Când? Du-te în casă. Hai. A, Radu, pe bune. Dar nu stau să fac pe paznică acum, du-te acasă. Stau să fac pe paznică pe bune. Dacă te lăsau ăsta, n-avem nicio treabă. Dar ce vrei să fac acum? Uite ce să facă. Nu, te rog eu frumos, ca să nu am iar reacție. Pe bune, Radu, hai să doamne, mergem. Doamne, nu, dar lasă-mă, nu stau pe paznică cu tine, că m-a... Dar ce fac? Ce vrei? Păi fac pe paznicul, ce stau în casă să-ți fac paznică, mă? Am aici! Doamne, iartă-mă, nu mă mai duc să o aud pe aia, nu mai... Te lasă, pace, că deja m-am săturat, pe bune, m-am săturat. Stau să fac pe paznicul cu tine non-stop! Lasă-mă, bă, mă zăpăcești, la ce vin să țin ăsta după tine? Nu, stai! Nu stau. Nu stau. De ce ești de aici? Te rog eu frumos. Du-te de aici. Doamne, omule, da, ești... Oprește-te odată. Hai că asta a fost bună. Ești de aici. Te oprești odată. Vrei să fac toată casa? Nu. O terminăm de tot iar. Bă, lasă-mă, că nu stau nervos deja.
nu mai stai să-ți sau după tine. Bă, m-am săturat. Bă, tu înțelegi, română? Înțeleg, nu țipa și vorbește și tu cum se vorbește, omenește, poți? Bă, lasă-mă să stau liniștit, că deja sunt stresat. Vii aici, stau să mă bag numai în fața ta, stau să văd pe aici, de colo-colo, nu stau să mă țin după tine, ori vorbim și stăm doar noi, ori dacă vezi că ești așa, pleci! Georgiana m-a referit, m-a spus mai devreme că dacă va fi ceva între noi, o să fie. Dar nu ne grăbim. Nu? N-aud, mă, ce-ai spus. Nu trebuie să ne grăbim. Păi, dar eu nu mă grăbesc cu nimic, stau pe loc, nu vezi? Nu mă grăbesc cu absolut nimic. Cum oricum să o să ajungeți nicăieri. Vezi că o să vii cățelușile, bine înapoi. Da, 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 rămâne să vorbim în continuare. O să zic cu adică nu vreau să facem ceva de show. Cum fac ce era de ceva de lini. Nu ne grăbim cu absolut nimic, nu, Nicolas. Eu te-ai dus la Georgiana. Am dreptate. Știi că Georgiana nu-i... Ai dreptate. Ai văzut că nu mai merge cu mine? Eu nu vreau să facem ceva pripit, adică să ne grăbim. Ai zis că sigur la Georgiana să-ți faci relație, că poate iei bani acum la cuplu lunii. Eu nu vreau. Promit-o că în casa puterea dragostei nu o să mai facă niciun bărbat. O să mai facă nici... Bam. O să promit-o că în casa puterea dragostei nu o să mai facă niciun bărbat gesturile pe care o să le fac eu pentru tine. Să dea în acest Dumnezeu moment. Măcar să faci un gest frumos. Wow! Deci am rămas profund uimită. Nu pot să cred, Nicolae, ce spui. Da, da. A început râsul. S-a făcut? A început râsul de sus. Dar nu mă interesează ce fac eu acolo. Pe ăla s-a apucat să-și b***a, să înjură, nu știu ce face pe aici. Pe s-a dat cu pumne, nesimțire curată, deci nu cred așa ceva. A spart tu și de ce a făcut? Uite, a spart tu, a spart... Bă, a spart și ușa de aici, Doamne, cu fața aștept. Bă, deci crezi cum mă pe târlă. Vii și spargi ușile pe aici, bă, dar du-te mă și la box, bă, și lasă-ne în pace dacă nu mine și ea, faci relație. Ce vrei, mă, tu dar ce vrei? Ce facem asta? Dar lasă-l în pace, ți se pare că te băgă în seama cineva? Nu, dar nu mi se pare, dar doar să spargi ușile pe aici. Păi tu lipteai de acolo, tu lipteai. Hai, hai, ieși, deja mai energie, ieși, ieși. Tu lipteai, Mădăline, de acolo, ferească Dumnezeu. Zii, hai să vorbim. Oh, bine să și plăm. Hai mă să vorbim, nu vreau să vorbim. Hai să vorbim, că ești că suntem alianță. Nu vreau să vorbesc, mă, ieși. Eu mă coace. Nu vorbesc cu tine. Am zis, da, pot să vă spargeți capul. Păi, nu, Doamne. Hai, alianța mea. Vino încoace, că ai zis că suntem aliați, hai. Ai zis că am încercat să mă aliez cu tine. Tu mai poți, mă, să te uiți în oglindă când zici că... Când scoți pe gură ce scoți? Te întreb? A? Uite, iar vrei să întorci asta să mă cer doar cu tine. Nu vreau să mă cer cu tine. Băi, omule, nu am nevoie. Nu mă mai ruga să mă cer cu tine, lasă-mă. Băi, dacă eu spun nu vreau să vorbi, nu stau, nu stau să fac armata cu tine, ar trebui să înțelegi, Doamne, și să pleci când îți spun cu frumosul. Da, nu vreau să ajung să sparg uși iar din cauza ta. Înțeleg, dar nu le sparg din cauza mea. Păi dacă eu spun că-l vezi pe ăsta că face lucruri de emisiune, ai tu nu pleci, da, nu te cari. Păi cară-te când vezi că face asta. Cară-te! Vrei când ce moduri, în ce limbi vrei să zic, mă, femeie? Dar tu încerci să mă înțelegi și pe mine puțin că eu venit. Păi ce greu? Te zici că parcă ce fac? Păi nu stau să fac poliție, să stau între voi, da, să vă despar, să vă... Bă, tu înțelegi, bă, română, că m-am săturat. Plec de aici, am tensiune, femeie, o iau razna. Oprește-te să mai... Pură! Vezi că te-ai nu stau la să mă rog de tine de 1000 de ori. Gata! Dar gata de tot! Vă certați din cauza mea, Doamne, ce drăguț! Nu e din cauza pe mine vă certați, cred. Poți să vorbești. Doamne! Eu am spus ce am avut de zis. Eu am spus ce am avut de zis, dacă o singură dată mai faci așa, pe tine mă răzbun. Bă, pe tine, nu pe el. Pe tine, că stai, că vii. Dar nu stau, vezi că mai energie. Hai, Adeline, ce să cauzi, dacă vezi că omul ăsta se dă pe lângă tine. Nu ești singură și nu mai vii. Vezi cum vorbim. Păi numai că mă duci la disperare, nu femeie. Îți spun în toate limbile. Mă doare capul, nu mai pot să stau aici pe bune, rău. Unde în colț? Plecăm în lume împreună. Unde în colț? Facem răpirea din sărai împreună. Hai că te fur eu și fugi. Nu vă duc, mă, duceți-vă și luați-vă mod. Păi du-te. Vă dau nimic. Mădălin. Ești geloasă, draga mea? Vreau să spun ceva. Te-ai pus roșu în cap să nu te de ochi? Da, e prea frumoasă. Vreau să spun ceva și ascultă-mă. Spuneai că nu poți să-ți faci o relație, că nu te lasă Radu, că apare el tot timpul pe ecran. Acum tu ce încerci să faci? Ești pe ecran. Îți faci relație. Și mă dau la Adelina, ce fac? Te dai la Adelina, te cerți cu el de dimineața până seara, bă, tu când ești? Nu mă cerți, tati. Dacă nu m-aș certa cu el, da, nu ar avea niște momente în care tace
și se pune deoparte. Da, ce că să te lase în pace, că îți cât vrei să vorbesc, ești dependent de mine, nu-ți e rușine, mă, că ești dependent de mine. Dacă ești dependent de mine. Eu măcar când sunt pe ecran, am ce sară față de tine. Da, ești dependent, mă, omule, eu când sunt pe ecran, am ce sară, da? Nu mă bagă seamă cu tine. Tu nu mai mutulica, iar brot acolo, te pune... Adelina! Adelina, să nu mai vorbesc cu Adelina, Adelina, ai înțeles? Ți-am răspuns deja, îmi pare rău. Dacă nu... Asta au 200 de ori. Eu că ne-am știut cine de tine să nu mai suportă de fapt. Ești dependent de mine. Ești dependent de mine. Că te să fii cu motivele mai... Ești un bombă cu ceas. Și când... Ești dependent de mine, mă. Explodează, mai spune, mai ești dependent de mine. Dumnezeu m-a minunit. Dar nu mai sta pe masă, hai. Mulțumesc, nu mama. Lasă-l, mă. Dumnezeu îmi dă banii, eu le dau și la dușmanii. Le bag banii în buzunare, că nu sunt... Mă, scăriști. Mai stai pe masă. Ce ești? Câteodată mai ai chef de joacă și de-aia mă joc cu ei. Adelina, nu pleca. Adelina, ai venit stai cu subiectele de acasă, că de 8 ore numai asta vorbești tu. Taca, 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 în continuu, dar nu te-ai plictisit, că nu ne-am plictisit. Place că de Radu, de Radu, de Radu, de Radu, de Radu. Se vede că aveți alianță pentru că tu pe el nu-l ataci. Asta eu nu-l atac. Păi nu, dar de ce ai ceva doar cu mine? De câte ori ne-am plictisit? Auzi, dar de ce nu te idea amândoi măcar dacă te-ai? Pentru că... Bă, vezi că alianța are în altă parte, bă, pui. Păi tu îl cunoști. Îl cunoști, dar pe atenția și vă certați amândoi non-stop. Dar așa, e de la trecut. Mine. Tu, ne certăm amândoi dacă ei doar de mine. Tu nu mai ești disperat de, în ultimele zile, tu vrei să fii numai pe ecran. Da, ai spus că da, ai, asta ai spus exact, că bravo, ai bravo. Uite, stau aici și stau numai pe ecran. Atât, nu mă pe ecran, atât, da, da. Ia uite, frustratul, frustratul când vede, da. Nu mai ești pe ecran, ce faci? Ai spus că ai demascat-o pe ei, doar pe mine, atât. Să moară de țarii de invidie și de ciudă. Da, eu vreau pe ecran. Eu am cu ce să dau. Uite, și tu ai pe ecran în altă parte, nu aici, că te dai în spectacol ieftin. Draga mea, mare, 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 mare șucărime, tu ca mor de mine și nu știi cum să-mi zici, da, mă, vreau pe ecran, da, uite. Bravo, Adriana, ești femeie șmecheră, știi să te descurci în viață, bravo. Da, nu-i adevărat, nu mi-a făcut nimeni. Dacă ei sunt bravo, ei, care-i problema? Dacă am tăcut până acum, asta nu înseamnă că nu pot să vorbesc. Asta înseamnă că n-am vrut să comentez despre toată lumea și am avut bun simț. Dar de aici nimeni nu are bun simț cu mine și nu o să mai am nici eu. Câți ani ai? Ca mine. 39. Cât? Mă doare capul de nu mai pot, dacă mi-au pe Madalina asta vorbind de nebunesc. E ireal, cum poate să-i certe toată ziua și să le stige pe Radu din orice, orice. N-are nicio limită, nu vrea nicio relație, e un fake, are lecțiile făcute, e cel mai om din casa asta, nu mai suport efectiv. Ieri poate să-și joacă cât a lipsit, mă. Radu, te-ai băgat aia în toate subiectele. Pleacă, pleacă acasă, doamne, du-te acasă. Are, are, fița de are două slugi cu care se ceartă, Georgiana și Larisa, atât spun. Lugă ești tu, Radule. Restul la revedere. Lugă ești restul la revedere. Doar două, să te spun. Georgiana și Larisa, două nume am spus, atât. Două nume, Georgiana și Larisa. Pa, 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 slugilor, slugilor. Lugă ești tu, du-te. Tu ce slugă ai, mă, Radu, Radu? Așa e, Radu. Ia spune, tu ce slugi ai? Larisa, tu iar te bagi. Larisa, tu iar te bagi. Era o discuție între mine și concubina mea, Georgiana, și atât. Băi, băiatul, băi, 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 uite că m-a apărut și-o pe cadru. Ce înseamnă concubina, ia zi? Înseamnă un fel de jumătate, dar împărțită la doi. Adică un fel de sfert. Care e al doilea, mă? Și când vreodată în viața asta o să am eu ceva cu tine? Never. Georgiana. Niciodată. A, dar vrei să ai cu Nicușor, nu? Când vreodată cu cine vreau să din casă, ești ofuscat că vreau cu el și nu vreau cu tine. Să aibă ceva cu Mădălin. Larisa, poate, am, poate vrea să am ceva cu tine, uite. Dacă, cu mine, dacă vorbești cu mine, apar pe ecran, vezi? Păi, da, eu asta nu te vreau. Te-ai gândit la asta? Am dat prea multă importanță, Mădălin. Eu sunt alături de tine mereu. La bine și la greu. Du-te tu de aici. Am dat prea multă importanță. Am vorbit prea mult și după aia spui că caut pe Georgiana, tu oricum ai ceva cu oricare bărbat. Și tu ești exact pentru mine. Oh, Gurița, uite-o pe Beatrice, care vorbește șefa ta, taci din gură. Plictisești pentru că nu mai schimbă bandă. Și nu înțeleg de ce-ți cauți subiecte, de ce cauți în continuu și cu roșii fără roșii. Băi, nu caut subiecte, îmi caut dragostea. Când omul are un subiect, tu pur și simplu intervii. El își caută dragostea, nu-l auzi?
Așa cauți tu dragostea? Nu, nu cauți dragostea, nu știu ce cauți exact. Nu știu. Dar de ce credeți că eu nu caut dragostea? Vă întreb eu. Că nu o cauți. Poate apropiat de vreo fată? Băi, n-am încercat să mă apropii? De cine? Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.